suntem la un nou episod Business Cover Talks. De data aceasta stăm de vorbă cu domnul Marcel Vulpoi, de la Vulpoi Toată Management. Bună ziua! Unul dintre specialiștii noștri în contabilitate. Și cu afacere care a crescut foarte frumos, în fix în 2000. Și fix în 10 ani ăsta. În 10 ani ăsta, exact. Da. Cum a mers? Cum? 2013. Sau anul ăsta. 2013 în principal, dar și anul ăsta cum a început? 2013 a mers foarte bine. De fapt, noi de când ne-am înființat suntem pe un trend ascendent. În 2013 am ajuns la 2,7 milioane de euro cifră de afaceri, ceea ce înseamnă o creștere, ori în constant de creștere față de perioadele precedente, de 20%. Deci cam din 2010, cam asta este trendul de creștere, 20%. Și anul ăsta a început cu furie, așa. Sunt schimbările astea foarte dese și uneori nu doar mici de fiscalitate de la noi ajută? Adică vă ajută în afaceri? Pentru afaceri, da. Păi, asta vorbeam și cu colegii, că nici dacă i-am rugat noi, domne, mai modificați și voi codul fiscal să mai dăm și noi niște consultanțe și alte lucruri de genul ăsta, nu le făceau așa de repede. Chiar, e un număr enorm de modificări anual. Da. Cât de greu e să țineți pasul cu el, să le înțelegeți pe toate? Ca specialiști în domeniul clasă. Specialiști în domeniul trebuie. Da. Pentru că la noi vine ca la popă, de obicei, clientul, să ne întrebe. Părinte, exact. Noul Testament ce mai zice? De principiu, trebuie să ne sincronizăm cu modificări legislative. De asta noi și dezvoltăm foarte puternic și divizia de avocați, și divizia de finanțări, și divizia de fonduri europene, și divizia de audit, și de contabilitate, și de fiscalitate. Avem specialiști pe fiecare domeniu. Și în felul ăsta, practic, nu poate să ne surprindă mai nimic. De multe ori, din păcate, trebuie să facem față unor situații care nu au fost prevăzute de legiuitor. Chiar astăzi am avut o situație în care ne-am lovit de o speță și după aceea ne întreb, domnule, și cum rezolvăm asta? Am discutat și noi cu intern, codul fiscal nu prevede. Și dacă nu prevede, facem o adresă să întrebăm. Deci nu se poate interpreta, puteți da o soluție în adresă sau? Noi de principiu oferim clientului o soluție în spiritul prevederilor fiscale, însă clienții sunt de două feluri. Unii care sunt dispuși să asume un risc pe baza soluției date de noi, sunt unii mai catolici decât papa care zic, domnule, eu vreau să o am și într-o hârtie oficială comunicată. Și atunci trebuie să ne adresăm și instituțiilor de specialitate capabile să ne dea lumină. Exact, vorbim de prevederi despre care nu știm foarte bine cum se aplică. Taxa pe construcții speciale, 1,5%. Da, taxa pe stâlp. Pe stâlp. Da. Știți, cum se aplică? Am văzut la Petrom, au dat o estimare. Da, 70 de milioane. 70 de milioane. Da. Taxa pe stâlp, eu am actualizat și o anecdotă cu taxa pe stâlp. Cum construiesc românii gard, apariția taxei pe stâlp, știți? Pun un stâlp și după aia pun o pancartă pe care scrie tăcă. Ca să nu mai plătească impozite, să optimizeze fiscal problema. Da, și aici, eu am scris un articol pe tema asta și în care am adresat deschis niște întrebări instituțiilor care au reglementat această taxă pe stâlp. Este destul de simplă, așa, la o primă citire. Citezi și dumneavoastră este foarte clar, însă sunt o grămadă de chichițe și o grămadă de aspecte pe care legiuitorul nu alea prevăzut. Și atunci, sigur că raționamentul profesional trebuie să dicteze. Și acum ar trebui introdusă, știu, de la 1 aprilie. Parcă nu? Taxa intră în vigoare. Peste? S-a mai intrat. A intrat în vigoare, da. Și cum? Până la urmă, cum o să se... Cum se ia? Se ia o cotă procentuală aplicată la valoarea construcțiilor speciale. Și intră și garajul, intră și debarajul. Construcțiile speciale, da. Este o listă foarte exhaustivă, da? Cu activele care sunt presupuse acestei taxe pe stâlp. Există domenii care sunt lovite foarte puternic de această taxă pe stâlp, din păcate. Și tot spuneam eu și de acest domeniu energetic, care și-a luat-o din două părți, odată cu modificarea modalității de calcul a certificatelor verzi, în care a semnat o mare lovitură pentru firme foarte puternice, și odată printr-o cerere a taxei pe stâlp. Impozitul pe construcții speciale, care de asemenea i-a afectat
sub aspectul cash flow-ului. Ăsta trebuie să plătească efectiv niște sume de bani care nu au fost prevăzute niciodată. Dar la ce valoare se ia un stâmb? La valoarea de construcție, la valoarea de... Un stâmb nu se poate vinde, nu poți să-i stabilești o valoare de piață. Da, mai avem o problemă și legată de garduri și de alte lucruri. Exact. Mai există de asemenea o serie de prevederi fiscale, contabile de data asta, care privesc reevaluarea. Pentru că trebuie făcută la o valoare reevaluată. Și atunci una dintre întrebările pe care am formulat-o eu se referă chiar la acest lucru. Dom'le, eu sunt obligat dacă reevaluez clădirile, de exemplu, să reevaluez și gardul ca să plătesc taxa respectivă? Problemă foarte delicată, pentru că în codul fiscal spune care au, în modificarea aceasta, ne spune că se reevaluează, da? Care au și aceeași, din aceeași grupă și cu aceeași destinație. Urgadul, da, e complicat, dar aceeași destinație cu clădirea mai complicat, da. Interpretarea noastră a fost că nu ar trebui făcută această reevaluare și atunci se iau la valorile istorice, dar, repet, este interpretare, a fost adresată și în scris întrebare, așteptam răspunsul. Bun, aici mă gândesc că totuși, dacă va construi gardul în 2007, da. Acum ar fi mai ieftin, poate ar fi. Depinde de gard, da, 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 depinde de gard, da. Poate își trebuia să reevaluezi. Da, da, depinde. Depinde foarte mult. Este, repet, sunt un număr de 5 întrebări pe care le-am formulat noi în materialul ăsta. Da, okay. Nu, cum vi se pare taxa asta? Vi se pare corectă? Păi dacă urmăriți... Multă lumea a spus că totuși nu exista până acum și era unde... Păi haide să vă povestesc. Anormal să o A fost o interpretare dată de Ministerul Finanțelor la un moment dat, înainte de apariția acestui impozit pe construcții speciale, legată de necesitatea de a plăti impozitul pe suporturile de mori eoliene, de exemplu. Și atunci, domnule, se consideră să, o construcție? Da, da. Și dacă se consideră o construcție, atunci echipamentul pe care l-am introdus eu acolo face parte din construcție, trebuie să-l impozitezi? Și atunci era o interpretare neunitară. Fiecare plătea cum considera. Unii care plăteau prost erau prinși, alții nu erau prinși. Asta este situația. Și atunci s-a dorit această uniformizare. Dom'le, plătiți toți acest impozit, de exemplu. Deci, practic, tot de la energie venim? Da, 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 da. Păi, este unul dintre domeniile cele mai lovite. Domeniul energetic este cel care este lovit cel mai puternic de această taxă. Și dacă vă uitați, de asemenea, că am discutat cu niște prieteni și m-au pus întrebarea, dom'le, dar cum am reușit noi să încasăm în ianuarie, să depășim încasările raportate la 2012. Este o întrebare foarte interesantă, că nu, românii nu s-au lăsat de golănii în 2014 neapărat față de 2013, însă unul dintre motivele este legat tocmai de acest impozit, că au crescut încasările și datorită acestui impozit, sigur, și datorită faptului că deja și instituțiile statului, eu tot spun chestia asta, da, deocamdată nu sunt prea crezut, că instituțiile statului au început să-și facă datorii în ultimul timp, mult mai mult decât înainte. Adică... Aici ajungem la evaziune. Da. Și e... Că prima estimare oficială a fost în zilele trecute. Da. De undeva la 14% din PIB. Da. Care însemna vreo 18-19 miliarde. Da, mă rog. De... Da. Din care, dintre care îi spuneau că vreo 4 sunt doar din CAS, din taxele pe muncă, bucarale. Da, chiar urmăream zilele trecute la televizor, la posturile de știri, măsurile pe care dorește să le ia guvernul, cu acea testing 1-3 pentru munca la negru, cu TVA-ul la produse legume și fructe și raportat cu TVA-ul la carne. Sigur că în domeniul muncii la negru este o evaziune fabuloasă. Dacă ne găsim 1,5 milioane de angajați la negru și ne avem în privat 3,2 milioane, e enorm. Da, da. Nu, mai, deci nu există alb și negru în domeniul muncii. Majoritatea există la semi-negru. Da. Da? Deci majoritatea este semi-negru, domnule. Deci toată lumea spune că e muncă la negru. Nu! Problema nu este muncă, nu, mai, e semi-negru, că e mai mult negru decât alb. Griu e la proporție aproximativ egală. Dar majoritatea societăților preferă să
își reducă riscul când vine vorba de un control ITM. Zice, domnule, vine de la ITM, ia până la 600 de lei cartea de muncă sau 700, 800, un minim pe economie și atunci, uite, l-am aici, în șantier, foarte bine și frumos. Și atunci, restul îi mai dau eu 700, 1000, îmi plic la sfârșitul lunii, mă duc cu împărțeala. Deci acolo e problema mare, că, ok, faci controle, prinzi pe cei care fac, într-adevăr, la negru. Da? Din păcate și finalitatea aici este iarăși complicată, pentru că în instanță problema durează și până vezi efectele că l-ai prins cu mai mult de 5 angajați, iarăși durează foarte, foarte mult. Și atunci care ar fi soluția asta? Pentru ce anume? Pentru combaterea evaziunii fiscale? Nu, deocamdată. Mai aveți o jumătate la dispoziție? Nu, deocamdată doar pentru munca la negru și semi-negru. Pentru munca la negru și semi-negru. Reducerea taxelor. Aici, știți, problema trebuie pusă foarte pragmatic. Problema trebuie pusă de manieră următoare. Dom'le, ca să iau un angajat, să-i dau eu 1000 de lei pe lună, în mână. Da. Că îi mai faci carte de muncă adițional sau nu contează. Dar pe mine mă costă, ca angajator, 32%. Adică 16% impozit pe profit, că asta e, și 16% impozit pe dividend. 31%. Da. Și atunci pe mine îmi costă 310 lei. E, compar asta cu cât m-ar costa să eu dau civilizat, care înseamnă 80. Deci, când o ajunge 310, mai aproape de 800, atunci lumea se va gândi că nu se merită. La TVA. Da. TVA mare, să zicem. Dar e evaziunea mare, în primul rând. Aceeași știți cum e? Infractorii se bucură când crește TVA-ul. Deci, yes! Da. De aceea cum putem scăpa? În afară de controle, chiar nu văd alte soluții. În afară de controle? Da. Mai există o variantă prin care se poate combate evaziunea. Odată putem discuta despre cote reduse la domeniile unde se fură pe rupte pâinea, de exemplu. La 9%, la 11%, nu prea mai se merită să te riști. Dar la 24 zici, ok, hai că o vedem, o încercăm, ce se poate întâmpla. Dar la 9% deja, și atunci dacă vin domeniile acestea, pentru că nu luăm în calcul doar cât se, că e 24% cât pierde statul, este și impozit pe profit și o grămadă de bani care circulă în sisteme alternative, și atunci dacă vii cu o cotă de redusă, e posibil ca pierderea de, să zicem, 15% pe care o faci de la 24 la 9, să o câștigi pe partea impozitului pe profit. Este foarte posibil. Pe partea de taxe vamale, comisioane vamale, pentru că, repet, aici este un... Când vine vorba despre evaziune, din păcate nu este într-un loc și gata. Da. Este tot lanțul. Și atunci trebuie făcută, se fură pe un lanț întreg. Și nu ar fi pot mai simplu să renunțe la el, cum și spuneați la un... La ce azi? TVA pe lanț, să luăm doar... Asta da, eu am propus la... Era o propunere, din păcate există și directivele europene și prevederile europene care nu ne dau această posibilitate. Că există singur varianta în care, pe măsură ce marfa circulă între diverse societăți comerciale, UE sau intern, să se circule într-un regim suspensiv de TVA, iar la capătul lanțului, unde are loc desfacerea către distribuitori, până la urmă ziua de astăzi, 80-90% din încasări, din vânzări, sunt făcute de lanțuri de firme mari care nu își permit să facă prostii. Ei, și atunci aceasta ar fi o altă variantă, dar din păcate există reglementările Uniunii Europene care nu ne prea... Păi și Uniunea Europeană care la rândul ei are multe probleme. Da? Da. De ce nu mor? Dar bineînțeles, e logica pentru care renunți. Știți cum este? Uniunea Europeană este cel precum Germania, Austria, care nu prea s-au gândit la chestiunile astea. Pentru ei, România și Bulgaria, cred că au fost un șoc de proporții din punct de vedere al fiscalității și al evaziunii fiscale. Pentru că au trebuit să importe vrând nevrând și ei o evaziune. Dar să nu uităm că nu le facem singuri și cu firme din Anglia și din Olanda și din Irlanda și din Franța. Plus a fost Grecia și Cipru, care sunt paradis fiscal și un paradis contabil. Grecia, da. Și Cipru sunt niște exemple mai amuzante, da. Mai ales Cipru. Și grecii care, iarăși, au ajuns în această mare problemă pentru că aproape toți grecii au preferat să impoziteze veniturile în Cipru. Să-și impoziteze. Da. Cu ghilimele de rigoare, da?
Și atunci au făcut tot felul de pseudo-holdinguri, pseudo-consorții și așa mai departe și banii au circulat așa, într-un regim de la vida loca, din păcate. La nivel redus, la nivel mic, spuneți că de la nu o spun eu soluția noastră care mi se pare foarte bună. Păi la nivel mic, eu sunt de principiu importării unui sistem de impozitare caracteristic Statelor Unite, care spun, domnule, mutăm impozitarea de la persoane juridice la persoane fizice. Atunci când vom vedea cum circulă banii la persoane fizice, atunci o să schimbe total lucrurile. Persoanele fizice, practic, pot fi stimulate să aibă niște beneficii din fiscale, da? Atunci când raportează niște cheltuieli care au în spate documente justificative, recte bonuri fiscale. Și atunci dacă pe dumneavoastră v-ar spune, domnul, dacă veniți cu facturi de la restaurant, aveți 100 de lei deducere, dacă veniți cu facturi de 500 de lei, dacă veniți cu facturi de la magazinul din colț, mai aveți încă 100 de lei reducere și dacă veniți cu facturi de la Chinatown și așa și alte locuri frumoase de sub soare, mai aveți încă 100 de lei reducere. Și dacă vă spune dumneavoastră, domnule, câștigi 300 de lei pe lună la un salariu de 1500 sau un salariu de 3000 de lei, așa, câștigi 200 de lei, o să vedeți că o să cereți bon fiscal. Și când respectivul va da marfa și vă va pune notă de plată în punguță, o să ziceți, pardon, mă scuzați, vreau și eu bonul fiscal cu ștampi. Și atunci se schimbă lucrurile. Și de altfel și banii vor fi mai ușor de controlat atunci când dacă s-ar muta această impozitare la persoane fizice. V-am spus, India, vorbim de India, vorbim de Statele Unite, tot ce însemna plată numărat mai mare de 5.000 de euro era raportată și nu acum, vorbim de acum vreo 15 ani. Da? Acum vreo 15 ani te duceai și plătești mai mult de 15.000 de euro și se raporta. Scrie undeva. În Italia, vă povesteam, te duci acum, plătești mai mult de 1.000 de euro, copie după buletin și pașaport și o declarație. Știți, așa pare, zice, aia, mare șmecherie, îi dau o copie. E, dar s-ar putea să te gândești, băi, unde ori ajunge hârtiile astea? Cine m-a întrebat vreodată de sănătate? Dacă, da? Și atunci... Și atunci, de ce nu se ajunge la noi? Mai degrabă se ajunge la, renunțăm de tot la cash și obligăm toți oamenii să plătească cu cardul... Păi și asta e o soluție. Dar este o soluție, pentru că probabil mi se pare mult mai restrictivă, mai, nu mai bine încerc să mă stimulez decât să... Păi asta doar merge minunat în paralel. Da? Ar merge, în același timp, să vin în același timp și cu o stimulare și cu o monitorizare pe partea de tranzacții. Că atunci, sigur, nu vorbim de o evaziune la nivelul de 25.000 de euro, dar uitați-vă câți oameni au cumpărat în 25 de ani mașini cu banii jos. Și nu vorbim de mașini de 15.000 de euro. Vorbim de mașini, da? Uitați-vă câte tranzacții sunt făcute prin notariate cash, sau mă rog, pseudo-cash. Pentru că în momentul când îi dai voie să facă o tranzacție cash, tranzacția poate să însemne orice. Și cel mai bun lucru este că înseamnă o evaziune fiscală. Asta e cel mai bun lucru. Că pot însemna și șpăgi, comisioane și tot felul de nenorociri. Dar de cel mai bun lucru este evaziunea fiscală în cazul ăla, când se semnează niște hârtii, merge. Da, se dea, orică ne-am plătit și atunci... Da, pe asta. Din păcate sunt folosite aceste mecanisme care nu sunt constrânse la ora actuală, de plăți, numerar și așa mai departe, pentru foarte multe lucruri. Sunt tranzacții făcute în numerar 600.000 de euro, 700.000 de euro. Da. Da, oameni veniți cu ceanta, poftiți plata, numărați. Da? Și atunci zici, wow! Da, mi se pare enorm. Da. Teoretic și anul, orice tranzacție interbancare mai mare de 10.000. Sigur, se raportează, da. Nu, tranzacții făcute între persoane fizice sau persoane fizice și juridice, în care oamenii au venit cu gentuța, poftiți, am făcut plată. Da, e o realitate, din păcate. Bun, aici problema care se pune de obicei și bine, vorba de plăți foarte mici și foarte mici, da. Ajută mai mult băncile decât populația, că asta întotdeauna se pune în balanță când e vorba de plăți prin card. Pentru că trebuie să am card, trebuie să fiu înrolat în sistem, între sistemul este privat, nu ești comercial,
dacă nu ești acolo, nu există. Dacă ajută mai mult băncile decât populația? Da, pentru că în momentul ăsta băncile taxează tot ce mișcă în zona de taxe. Mai există și la nivelul Uniunii Europene, există o serie de prevederi privind mărimea comisiunului care poate fi încasat pe un anumit tip de tranzacții. În momentul în care și băncilor li se va spune și li se, odată, pe de o parte, deci știți, măgarul se conduce în două feluri. Cu bățul și sticky and carrot, da? Morcov și, și bățul. Și băncilor le arăți odată morcovul și spui, prietene, o să vă rămână o grămadă de bani la dispoziție pe care puteți să-i folosi pentru finanțări și așa mai departe, că nu-i plăcut pentru nicio bancă din țara asta să vină unul să zică vreau și o să retrag 400.000 de euro. Așa? Deci asta este... Nici nu te lasă, că spune, pentru mai mult de... Da, faci programare. Nu, faci programare, două zile. În două zile să tu... Am asistat eu la plăți făcute în numeral, 40.000 de euro pentru achiziția de teren. Ok, asta este. Deci în momentul în care băncii îi spui, domnule, odată veți avea niște fonduri la dispoziție, veți putea finanța, veți putea face niște previziuni și așa mai departe, nu veți mai lucra cu hard, cu monedă hard, da? Și dar trebuie să veniți și voi și cu stick-ul, care înseamnă niște comisioane decente și sigur tranzacții care vor fi tot interbancare, adică până la urmă banii rămân tot la voi acolo. Atunci modalitatea asta nu ar fi în dezavantajul bănților, dacă mă întrebați pe mine. Dezavantajul bănților nici cum n-ar fi, dar dacă e în dezavantajul magazinelor, spre exemplu, că de regulă plățile la... Când dezavantajul magazinului este că nu mai poate să vândă... Nu neapărat, că sunt deja magazine mici care nici măcar nu fac. Deci am zis că își încitează absolut totul pe casă. Numai că ei tot îți spun, dacă e mai mică de 20 de lei, îmi pare rău, vă privesc cardul, pentru că comisiile e prea mare la bancă, îi câștigă mult. De exemplu, da. Perțive. Da, am înțeles. Păi asta spun, că și băncile ar trebui să găsească un sistem prin care să taxeze toate tranzacțiile la un nivel decent. Din păcate, băncile au politica asta la noi de mica ciupeală. Dacă vă uitați în cont de profit și pierdere al băncilor, o să vedeți care este ponderea veniturilor din comisioane și speze bancare. Și atunci, de regulă, ei primul an îți dau un incentiv, așa? Dom'le, lucrați la noi, comisiune, un leu la aia, 2 lei la aia, păi 7,50 lei, a trecut primul an, zici că, Doamne, vine apocalipsa. Da, și atunci trebuie să ori să găsești altă bancă, ori. Ca idee, sunteți optimist pe anul acesta? Total. Știți că vorbesc de rescrierea codului de 2 ani deja, codului fiscal. Asta timp când nu se rescrie codul bunilor maniere, nu e nicio problemă. Nu, de principiu, eu sunt foarte optimist, în general, așa, ca persoană. Sunt optimist, dar mă uit și la ce clienți vin la începutul anului. Deci vin clienții care știu ce au de făcut, destul de mulți, și deja vin o serie de clienți care erau în piață, supraviețuiau prin diferite mecanisme, care nu a venit fiscul la mine să mă întrebe de nu știu ce. A venit antifrauda să... Opa! Și atunci se schimbă joaca, zice, ori intru și eu în legalitate, ori să văd dacă se mai merită să riște. Da? Și mai spuneam eu odată, când devine șpaga mai ieftină decât consultanța, atunci evident că mergi pe șpagă. Când deja vine lumea la consultanță, zici, opa, începe, înseamnă că sunt lucruri bune în țara asta. Părerea mea. Sper să fie și lucruri bune, că... Da, eu sunt convins. Deci eu sunt convins și mă uit la investițiile care s-au demarat și mai povesteam și de o serie de clienți și chinezi și de altă natură, investitori foarte mari și foarte serioși. Mă uit, sunt investiții foarte multe în România despre care nu se știe mai nimic. Da, sunt firme cu 4.000, cu 5.000 de angajați care au luat locul foștilor firme comuniste din care trăiesc efectiv un oraș întreg, efectiv un oraș întreg. Dar nu ies în față, oamenii vă treabă, știți, când nu te apuci de manele, nu te bagă nimeni în seară. Când îți faci treaba liniștit acolo... Bine, mulțumim frumos! Mulțumesc și eu pentru vizită! Să încheiem aici acest episod.